Viorica Dăncilă, europarlamentar și candidat PSD pentru un nou mandat în Parlamentul European, s-a implicat în politicile și reformele agricole ale Uniunii Europene. Ea a militat și pentru crearea unei strategii pentru regiunea carpatică. În calitate de membru al Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală, am militat pentru o politică agricolă echitabilă, mai justă, mai verde, îndreptată către micii și producătorii mijlocii, dar care să-i susțină și pe marii fermieri, o politică agricolă care să susțină tineretul, să împiedice depopularea satelor și comunelor din România. Viorica Dăncilă și Laurențiu Rebega au vorbit primarilor și fermierilor din zona Caracal despre rolul lor la Bruxelles. Noi suntem, de fapt, vocea dumneavoastră a agricultorilor, a primarilor, a cetățenilor în Parlamentul European. Astăzi nu este vorba de noi, e vorba de dumneavoastră, pentru că dumneavoastră ne-ați creditat cu încredere în anul 2012, ne veți credita cu încredere în anul 2014 pentru cele mai importante schimbări care vor avea loc pe scena politică românească și europeană. Viorica Dăncilă a vorbit și despre legătura pe care o are cu județul Olt și cu oltenii. Sunt foarte legată de Olt, sunt legată și sentimental. Tatăl meu este din Olt, bunicii mei sunt din Olt. Mi-am des cu plăcere de fiecare dată când veneam la bunici aici în Olt și de asemenea știu că cetățenii din Olt sunt oameni onești, oameni care au arătat că pentru dumnealor solidaritatea este foarte importantă în momente în care de 10 ani încoace suntem îndemnați la dezbinare. Președintele PSD Olt, Paul Stănescu, a explicat de ce este important votul din 25 mai. Va conta enorm cine va conduce Comisia Europeană, cine va conduce Europa în următoarea perioadă, pentru că, așa cum știți, în ultimii 10 ani, într-adevăr, România și Uniunea Europeană a trecut prin mai multe crize. 25 mai se apropie, mai avem doar o săptămână și ceva, să facem toate eforturile, pentru că la nivelul județului ne-am propus să fim prima organizație la nivel național a Partidului Social Democrat. Vă mulțumesc!